Care ar fi impresia lăsată după ce ați participat la cursul organizat în cadrul proiectului Crea Future? O impresie frumoasă, așa e. E o perioadă dificilă pe care o traversăm cu toții și faptul că ne-am putut întâlni, că am putut socializa, că am putut împărtăși experiențe, e un lucru bun. Și este și prilejul de a întâlni colegi de diverse specialități și colegi care lucrează în țara vecină și au împărtășit din experiența dumnealor. Conducătorul de proiect a fost ieri și ne-a povestit. Pentru mine a fost o activitate folositoare, interesantă. M-am mobilizat și eu, alături de alți colegi, m-am mobilizat foarte bine, am participat. Mi-a părut bine să am ocazia să mă implic și să mai fac ceva, că de felul meu sunt o persoană foarte activă, așa, așa. Chiar dacă am făcut lecții online și chiar dacă îmi lipsea socializarea, pe de o parte, și pe de altă parte îmi lipsea și experiența altor colegi, cumva să mai împărtășim, să ne vedem față în față, să... Și au reîmprospătat lecții și achiziții pe care eu le-am făcut de-a lungul anilor, dar din când în când faptul că le împrospătăm, că le aducem la suprafață, că mai aflăm o idee de îmbunătățire a acelei metode, o idee pe care să o plasăm într-un anumit moment în activitatea noastră, face mult, că chiar dacă le știi, dar intervine la un moment dat rutina și nu chiar te gândești mereu la metodele acelea active, la... și faci bine, îți aduce aminte, uite și asta se poate, uite și asta. Sunt lucruri care sunt folositoare, așa. Da, sunt lucruri pe care le-ați dobândit aici la curs și veți putea să le utilizați și la orele de curs cu elevii? Păi, trebuie să vă spun că am experiență de 31 de ani la catedră și puține sunt metodele pe care nu le folosesc eu la clasă. Deși majoritatea dintre noi, la disciplina matematică, de exemplu, cel mai intens lucrez cu cartea, caietul, pixul, creta și tabla, mai sunt și activități pe care le poți desfășura. Da, și eu apelez la multe metode, ca exemplu problematizarea, demonstrația, brainstorming, însă sunt și metode pe care le folosesc mai rar, dar am văzut aici aplicate ca să ușureze cumva munca, așa, un fel de evoluție în problemă cu pași descriși foarte detaliat și pe exemple concrete și simple cumva, așa, ca să îți deschidă calea către, în primul rând, îndrăzneala și curajul de a-ți căuta timp ca să faci asta, că de timp suntem cel mai despresați. Însă au fost așa exemple de metode, pe exemple simple, nu pe exemple foarte sofisticate, pe discipline variate, pe activități variate, care să te încurajeze să le aplici, că așa le mai citești din cărți, le mai citești din publicații de specialitate, dar când le citești prezentate foarte sofisticat, nu chiar te gândești foarte prea. Dar nu, au fost, sunt metode. Da. Și mi se pare și o idee foarte bună că proiectul se încheie ca și produs final cu acel ghid de bune practici, cu metode prezentate de fiecare dintre colegii participanți și la care avem acces cu toții. Deci asta mi se pare un lucru extraordinar, că fiecare dintre noi împărtășește experiența lui într-o activitate pe o anumită metodă și atunci putem să facem așa un tur de galerie cu toții, ce a gândit fiecare, cum a văzut lucrurile, pe ce situație și da, sunt lucruri noi. Sunt metode pe care eu nu le-am folosit în cariera mea didactică până acum. Ați văzut în cursul zilei de ieri domnul Yuri Levchik, partenerul nostru din Ucraina, vorbea despre faptul că acolo cadrele didactice sunt la un nivel mai minimal față de cele din România. Dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că puteți veni în întâmpinarea colegilor ucrainieni și cum?
Eu și ieri am avut curaj să întreb și am spus doamnei formator că, mă rog, mi-a lipsit curajul, dar astăzi am întrebat. Am propus o achiziție de carte pentru elevi și pentru colegi de dincolo de graniță. Acum, problema se pune de transport, că mă gândesc că dacă eu îmi pun mintea, adun carte. Pot să adun, pot să fac. Numai să fie asigurat transportul, că eu nu știu dacă pot să mă mobilizez ca să merg eu să le duc. Dar la ce fel de cărți v-ați gândit? Că ar putea... De exemplu, eu pot să aduc cărți în limba română, pe specialitatea matematică, pe specialitatea limba română. Cred că și la școală, dacă merg, fiecare dintre colegii mei ar putea să facă o donație de carte. De altfel, am văzut colegi sensibili la această propunere din grupa la care... în care am fost inclusă și s-au oferit că vor face donații de carte pentru copii, donații de carte pentru profesori, pentru învățători și cred că s-ar putea organiza așa încât să se adune un volum mare de carte, că altfel nu văd cum să venim în sprijinul cu lucruri, cu ce fel de lucruri, nu știu. Dar cartea este cea care ar putea să le mențină spiritul sau să nu uite. Știu și eu. Poate că comunitatea românească din Ucraina a reușit să-și păstreze oarecum limba, dar consider că neavând un contact direct și permanent cu românii din România, limba lor nu a reușit să aducă atâtea neologisme, să fie așa de bogată, așa cum e a noastră actuală. Și am putea să-i mai ajutăm cu îmbunătățirea. Probabil că ei au o limbă oarecum mai mulți ani în urmă, așa, plus că mai au și influența slavă, dat fiind că au trăit printre slavi mai mult decât am trăit noi.